Faceți cunoștință cu Daniel și Ana. Sunt personal umanitar, ca dumneavoastră, și tocmai au început să lucreze pentru o organizație umanitară. Toți cei care colaborează cu o organizație umanitară sunt personal umanitar, chiar și voluntarii, personalul pe termen scurt și contractanții. Cea mai importantă parte a activității lor este să se asigure că nu vătămează comunitățile pe care le deservesc. Oamenii din această comunitate au fost afectați de dezastre sau de conflicte. Unele persoane, cum ar fi femeile, copiii și persoanele cu dizabilități, pot fi mai expuse decât altele la riscul de a suferi abuzuri sau vătămări. Daniel și Ana trebuie să-i trateze cu respect pe toți cei din comunitate. Personalul umanitar nu trebuie să profite de comunitățile pe care le sprijină. Dacă o face, va prejudicia persoane, ar putea distruge relația cu comunitatea și și-ar putea pierde locul de muncă. Așadar, care sunt câteva dintre lucrurile de care Daniel și Ana ar trebui să fie conștienți? Personalul umanitar, precum Daniel și Ana, se află în poziții de putere. În calitate de ofițer de program dintr-o altă parte a țării, Daniel deține puterea datorită vârstei, averii, expertizei, poziției și sexului său. În calitate de mobilizator comunitar din comunitatea locală, Ana deține și ea putere. Comunitatea o vede conducând activități, lucrând îndeaproape cu alți membri ai personalului umanitar și comunicând informații despre resurse și servicii. Fie că este adevărat sau nu, membrii comunității cred că personalul umanitar controlează accesul la resurse și servicii. În schimb, membrii comunității au adesea un control redus asupra accesului la aceste lucruri. Din acest motiv, oamenii poate au impresia că nu le pot refuza nimic lui Daniel și Anei. S-ar putea să se teamă că, dacă spun nu, ei sau familiile lor nu vor primi ajutor. Daniel și Ana trebuie să se gândească la puterea pe care oamenii cred că o au. Nu trebuie să abuzeze niciodată de puterea lor. Personalul umanitar poate abuza de puterea lor în multe feluri. Unul dintre cele mai dăunătoare moduri este exploatarea și abuzul sexual. Exploatarea sexuală se exercită atunci când o persoană convinge pe cineva cu mai puțină putere să participe la activități sexuale. De exemplu, dacă un lucrător umanitar oferă rații suplimentare sau bani în schimbul sexului. Poate fi vorba de sex chiar și fără contact fizic, de exemplu, online sau prin mesaje text. Abuzul sexual are loc atunci când o persoană forțează pe cineva cu mai puțină putere să participe la activități sexuale împotriva voinței sale. De exemplu, dacă un membru al personalului umanitar forțează o persoană să îl osărute sau să participe la activități sexuale cu el-ea. Personalul umanitar trebuie să trateze întotdeauna comunitatea cu respect, atât în timpul cât și în afara orelor de lucru. Exploatarea și abuzul sexual amenință demnitatea persoanelor pe care personalul umanitar ar trebui să le ajute și să le protejeze. Membrii personalului umanitar nu au voie să întrețină relații sexuale cu persoane sub 18 ani, chiar dacă acest lucru este legal în țara lor. A nu ști vârsta persoanelor în cauză nu constituie o scuză valabilă. Personalul umanitar nu are voie să plătească pentru sex. De asemenea, nu poate face schimb de locuri de muncă, bunuri sau servicii pentru sex și nici măcar nu poate sugera acest lucru. Personalul umanitar nu are voie să întrețină relații sexuale cu persoanele care primesc asistență, chiar dacă acestea consimt. În cazul în care oricare dintre aceste principii este încălcat, personalul umanitar poate fi sancționat sau chiar concediat. În multe țări, acest lucru poate genera o anchetă penală. Ce se întâmplă dacă Daniel sau Ana sau oricine din comunitate vede sau suspectează exploatarea sau abuzul comis de alt membru al personalului umanitar? Aceștia trebuie să raporteze orice exploatare sau abuz posibil sau concret pe care l-au văzut sau despre care au auzit. Nu ar trebui niciodată să investigheze ei înșiși. Este treaba altcuiva să afle ce s-a întâmplat cu adevărat. În cazul în care personalul umanitar, precum Daniel și Ana, se teme să raporteze, poate face acest lucru în mod anonim, prin intermediul persoanei responsabile de actele de exploatare și abuzuri sexuale din organizația lor, sau prin intermediul mecanismului de raportare.
Pentru a păstra confidențialitatea acestor informații, nu trebuie să le discute cu nimeni altcineva. Toate organizațiile umanitare ar trebui să aibă la îndemână un mecanism clar și facil prin care se poate comunica eventuale motive de îngrijorare. Ne dorim ca toți oamenii să fie și să se simtă în siguranță și protejați de orice pericol. Prin exploatare și abuz sexual se profită de persoane vulnerabile. Noi toți trebuie să împiedicăm exploatarea și abuzul sexual. Tot ceea ce Daniel și Ana au învățat din acest videoclip vi se aplică și dumneavoastră în rolul de ținut. Dacă aveți întrebări cu privire la acest curs de formare, vă rugăm să contactați persoana responsabilă de instruirea pe parte de exploatare și abuz sexual sau persoana responsabilă de protecție din cadrul organizației dumneavoastră. Puteți totodată vorbi cu managerul dumneavoastră, cu responsabilul de protecție, violență de gen sau cu alt responsabil tehnic. Pentru mai multe informații, accesați www.interaction.org.